Bună ziua! Mă numesc Alexandru Cochirleanu, reprezint compania Class IT. Suntem o companie de outsourcing pentru cei care nu ne cunoașteți. Mai puteți? Mai aveți atenție un pic? O să încerc să nu mă întind foarte mult și să nu vorbesc foarte mult. Se apropie prânzul. Eu la clasa IT mă ocup de audit, de partea de securitate, dar astăzi sunt aici să vă prezint un alt fel de topic. Se ocupă mai mult de partea de behind a networking-ului și anume un nou concept de rețelistică și anume acesta de content-centric network. E o rețea bazată pe conținut. Ca și concept, el vine de la cofondatorul protocolului TCP/IP și anume Jacobson. Ideea a pornit undeva în jurul anului 2000 și vine oarecum să rezolve limitările care au început să apară în momentul de față din ce în ce mai mult pe partea de IPv4 și oarecum IPv6. Acest nou concept de content-centric network vine oarecum să elibereze și să reducă traficul în momentul de față din toată infrastructura internet din toată lumea. Se știe că transferul de date sau transferul peer-to-peer ocupă o foarte mare parte din capacitatea de bandă de la nivel internet, la nivel mondial. Rețeaua bazată pe conținut este așadar un nou concept și anume reprezintă o nouă cale de a accesa informația. Dacă în momentul de față, atunci când accesăm o informație, suntem limitați la geolocare, ca să zic așa, și timpul de accesare a informației este foarte mult influențat de locația în care se află serverul care trebuie să-mi răspundă la cererea mea și care trebuie să-mi furnizeze informațiile care am eu nevoie. Content-centric network aduce ca noutate un timp de răspuns mult ridicat, deoarece informația este accesată și este prezentă în cache-ul echipamentelor cât mai aproape de mine. Imaginați-vă ca și exemplu concret YouTube, acolo unde un clip, să spunem, este accesat de milioane de ori de milioane de persoane din diferite părți ale lumii. CCNU ar aduce ca noutate faptul că un videoclip de pe YouTube ar fi accesat de undeva mult mai aproape de persoana care dorește să-l acceseze, deoarece el se află în cache-ul unui echipament mult mai aproape de el. Așadar, aduce ca noutate o conectivitate mult mai rapidă. Pentru a implementa acest nou concept de content-centric network, într-o primă fază nu ar trebui schimbată foarte mult infrastructura internetului din momentul de față, ci s-ar rezolva într-o primă etapă prin schimbarea softului echipamentelor principale de la nivelul providerilor, de la nivelul de border al ISP-știlor. Acolo aceste echipamente ar păstra în cache informația pe care eu doresc să o accesez, urmând ca mai apoi să se dezvolte, deja se lucrează la un nou tip de echipament, un nou tip de router, iar acest nou tip de router urmând să aibă trei caracteristici principale și anume o bază, un cache, un storage, o bază de date a interestului și o bază de date a informației ce va fi forwardate către cel care are nevoie și cel care cere această informație. Așadar, informația în cadrul acestui nou tip de rețea, CCN, este bazată pe interes. Atunci când eu doresc să accesez o informație,
Ea va fi catalogată în funcție de interesul meu și în funcție de categoria din care această informație face parte. Să spunem că doresc să accesez un site. Dar acest site a mai fost accesat și de un vecin al meu care se află în cadrul aceluiași provider de internet. E, atunci eu nu voi mai accesa toată informația direct de pe un anumit server din Statele Unite ale Americii, să spunem, ci îl voi accesa din cache-ul routerului providerului meu de internet. Sau cel puțin măcar o parte din această informație de pe cache-ul providerului, o altă parte din cache-ul unui alt echipament, urmând, ca să spunem, restul de 30% de pe serverul de unde originează această informație. Iar toată această nouă tehnologie garantează un acces mult mai rapid al informației, deoarece accesul se face din cache, dintr-o memorie RAM a echipamentelor și nu de pe un hard disk, nu de pe un storage dedicat, cum se face în momentul de față. În momentul de față știm foarte bine că încep să fie din ce în ce mai multe limitări ale infrastructurii internet. Știm că interesul utilizatorului pentru anumită informație este bazată și îndreptată către conținut. Toată lumea încearcă să acceseze din internet o informație legată despre un anumit topic, să spunem, despre un satelit, să zicem. Dar această informație o accesează direct de pe serverul producătorului informației, cel care a scris sau a diseminat acea informație într-un site web. În acest mod apar probleme legate de utilizare, de performanță, de securitate, de mobilitate, deoarece serviciile, așa cum am spus, în momentul de față pun bază și pun accentul pe locație. Soluția la toate aceste probleme, la toate aceste limitări pe care internetul în ziua de astăzi începe să le simtă, este acest nou concept de content-centric network, rețea bazată pe conținut, care aduce această nouă abordare de accesare a informației dintr-un cache al unui echipament aflat cât mai aproape de mine. Așadar, se asigură un acces rapid la conținutul dorit, o securitate sporită și o astfel o inovație la nivel de infrastructură care încet încet oricum se schimbă. Știm că deja se trece spre implementarea IPv6. CCN-ul aduce un focus pe conținut și o rezolvare a problemelor infrastructurii actuale. El reprezintă o viziune pentru viitor. Totuși, nu trebuie să uităm că acest concept este încă la stadiul de dezvoltare. A fost aplicat, este aplicat la nivel de dezvoltare în câteva mari companii la nivel mondial. Vă pot spune cu siguranță că este implementat de Facultatea Essex din Marea Britanie, acolo se lucrează intens la dezvoltarea acestui nou concept de infrastructură. De asemenea, și în China, compania Huawei lucrează la dezvoltarea și la implementarea pe rețele de test a acestui nou concept. Ca și beneficii majore, evitarea întârzierii primirii informației de către cel care o solicită, se evită blocajele generate de echipamente, generate de încărcarea serverelor, generate de incapacitatea storage-ului unui data center de a stoca o anumită informație. Se reduce astfel riscul de supraîncărcare a serverelor, se rezolvă probleme de scalabilitate și de mobilitate a informației, de asemenea, aceasta devine mult mai disponibilă. După cum vă spuneam, în cadrul conceptului de content-centric network, informația este bazată pe interest, pe interesul pe care eu îl am de a accesa un tip de informație. Prin cheșuirea acestei informații pe mai multe echipamente la nivel mondial,
Se îmbunătățește viteza de livrare a informației. De asemenea, dispozitivele vor avea o configurare mult mai simplă și se îmbunătățește securitatea la nivelul informației, deoarece se vor folosi nivele de încriptare a informației, se vor folosi hash-uri ale informației stocate în cache-urile echipamentelor. De asemenea, se lucrează la acest protocol de decriptare. De asemenea, va fi posibil pe viitor ca un anumit producător al unui tip de informație să stocheze în această informație dacă ea va putea fi încriptată, dacă ea va putea fi stocată într-un cache, cât timp va sta în acel cache, pentru că se pune problema securității în sistemul bancar. Cineva va accesa un site al unei bănci și va dori să introducă acolo datele personale, datele cardului, și atunci băncile își pun problema dacă această informație nu va putea fi accesată și de altcineva. Ei bine, se pare că nu, deoarece banca respectivă va putea seta informația în așa fel încât ea să nu rămână în cache-ul unui echipament și cel care dorește să acceseze informația o va accesa ca și acum direct de pe site-ul producătorului, direct de pe serverul producătorului. În principiu, în acest moment, acest nou tip de rețea va ajuta foarte mult traficul video, traficul VoIP. Se va aplica în mare măsură site-urilor de genul YouTube, acolo unde există un conținut foarte mare și o cerere foarte mare de streaming a conținutului video. Content Centric Network aduce astfel beneficii majore în cadrul infrastructurii la nivel mondial, o implementare facilă, o compatibilitate multiplă și un suport flexibil de livrare a informației. Aceștia suntem noi, Clasa IT. Cam atât am avut să vă vorbesc despre acest nou concept de Content Centric Network. Dacă aveți întrebări, o să încerc să vi le răspund.